Un incendiu de vegetație care a ars peste 240.000 de metri pătrați în Utah a fost pornit de un bărbat care a recunoscut că a pornit deflagrația încercând să ardă un păianjen. Conform Digi24, focul a aprins luni 242.000 de metri pătrați de vegetație uscată pe un versant de munte la 80 de kilometri de Lake City, spun oficialii Serviciului de Pompieri din Utah. De ce încerca să facă asta, nu știu, nu are sens pentru noi, a declarat purtătorul de cuvânt al șerifului. Bărbatul în vârstă de 26 de ani a fost acuzat de incendiere din imprudență și posesie de droguri și accesorii pentru droguri. Departamentul local de pompieri a fost apelat în jurul orei 16:45 și a ajuns în câteva minute. Când șeful pompierilor a ajuns la fața locului, acompaniat de șeful poliției, am văzut un vehicul și un om care se plimba cu câinele pe un drum de acces de munte. Bărbatul a declarat că în jur de 100 de pompieri din 5 departamente de pompieri s-au mișcat rapid și agresiv pentru a opri focul ce înainta repede și au prevenit ca deflagrația să ajungă la un rând de case aflate la vale. Un avion a aruncat cu substanță ignifugă deasupra flăcărilor. Echipele de pompieri au început să se retragă în jurul orei 20. Având în vedere că fulgere începeau să lovească în apropiere, apoi o ploaie torențială a început să cadă în zonă, iar focul a fost stins până dimineață. Oficialii estimează costul pagubelor la mult peste $200.000, relatează Digi24.ro.